Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție. Vom vorbi astăzi despre toate formele reumatismale. Vom vorbi despre artroză, coxartroză, gonartroză, dar și despre osteoporoză. Vom vedea cum putem ameliora, dar și cum putem trata aceste afecțiuni. Invitatul meu special de astăzi este domnul dr. Iosif Balint, medic specialist de igienă și nutriție. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră. Să rămână, bine v-am regăsit. Domnule doctor, ca de fiecare dată, sunt multe detalii și sunt multe de spus legat de afecțiunile reumatismale. Ele sunt foarte multe afecțiuni și sunt într-adevăr sâcâitoare pentru pacient. În primul rând, v-aș întreba cum putem preveni aceste afecțiuni. Din păcate, anumite boli sau anumite afecțiuni care fac parte din această grupă de boli reumatismale sau osteoarticulare sunt moștenite genetic, deci avem o predispoziție la aceste boli. Normal, putem să facem câte ceva ca să încercăm să prevenim apariția acestor afecțiuni sau să împingem mai încolo, să amânăm de fapt apariția acestor boli. Ca să prevenim apariția acestor boli, trebuie să avem o alimentație normală, să avem o greutate corporală normală. Dacă avem o alimentație normală, adecvată și o greutate, atunci nu o să avem probleme nici cu grăsimile din sânge. Trebuie să facem sport, mișcare, ca să întărim aceste articulații. Deci dacă facem mișcare în mod regulat, într-un ritm adecvat, atunci și aceste... Mișcare însemnând mers pe jos sau? Mers pe jos, mișcare însemnând alergare ușoară. Problema este la sporturile, de exemplu, cum e tenisul sau fotbalul. Când au moment în care, de exemplu, din alergare se opresc dintr-o dată și toată greutatea corporală se lasă cu o viteză destul de mare pe un șold, pe un genunchi, pe o gleznă. Și atunci apar aceste accidentări. Și din momentul acesta, apariția artrozei este destul de mare. Am auzit deseori spunând se va schimba vremea, mă doare genunchiul sau mă doare, nu știu, încheieturile, am probleme, deci sigur va ploua sau va veni frigul. Cât este un mit, cât este adevăr? Nu, aceste dureri reumatismale pot fi meteosensibile. În sensul că, da, poate să fie influențată de vremea exterioară, fiindcă o altă sursă a bolii, de exemplu, este un mediu umed și rece. Deci acele persoane care lucrează în medii umede, în medii cu temperatură scăzută, posibilitatea de apariție a artrozei este foarte crescută la aceste persoane, fiindcă articulațiile, ca și mușchii, trebuie să se încălzească și mușchii trebuie să se încălzească. De aceea este foarte important la sportiv, înainte de orice activitate sportivă, încălzirea. Trebuie să știm că aceste articulații sunt ținute pe poziție de mușchi. Dacă avem niște mușchi bine încălziți, bine dezvoltați, bine lucrați, atunci aceste articulații sunt ținute fixe pe poziție și riscul de distrugere de cartilaj scade foarte, foarte mult. Normal, dacă lucrăm sau suntem un timp îndelungat în mediu rece și mediu umed, atunci avem toate șansele să ne trezim cu o afecțiune reumatică. Corect, așa este. Deci și vremea poate să influențeze aceste dureri. În situația în care cineva se știe că a avut pe cineva în familie, vorbim aici de ereditar, ar fi bine să-și ia măsuri până să ajungă să aibă dureri sau să se trezească cu o afecțiune de genul acesta, o artroză, de exemplu. Nu? Da, este foarte important să fim atenți. Să fim atenți la articulațiile noastre. Artroza apare cu frecvență crescută în genunchi, în șold și la coloana vertebrală.
Trebuie să știm că și în articulațiile mici de la degete, dar cele mai frecvente locații sunt genunchiul, șoldul și coloana vertebrală. Trebuie să știm că ultima stație a bolii este protezare. Deci se introduce o proteză, se introduce un genunchi artificial, să spunem așa, sau un șold artificial. Dar la coloana vertebrală nu putem să facem acest lucru, nu putem să schimbăm coloana, nu putem să schimbăm articulațiile vertebrelor. Și atunci e foarte important să fim atenți. Aceste boli sau această boală începe cu mici dureri, începe cu mici blocaje. Dacă stăm, de exemplu, foarte mult într-o poziție șezândă pe scaun, când ne ridicăm, primii pași sunt dureroase, parcă am venit după, parcă am fi un robot ruginit. Deci cam așa se manifestă primii pași până când aceste articulații încep să-și dea drumul și să se încălțească. Trebuie să avem un semnal de alarmă în acel moment. Corect, trebuie să avem un semnal de alarmă în acel moment. Și vă spun și de ce este important acest lucru. Vorbeam mai devreme de apariția acestor osteofite. Vorbeam de apariția acestor ciocuri de oase care distruge cartilajul din sens opus, care macină de fapt os și la un moment dat se va măcina os pe os. La un moment dat apare această inflamație și durere din cauza acestor osteofite. Cu cât realizăm mai devreme că putem avea sau se diagnostizează într-o fază incipientă această boală, cu atât putem să prevenim și să intervenim asupra acestor osteofite, asupra acestor ciocuri de oase și prin acesta putem prelungi foarte mult viața articulației, fiindcă dacă nu există aceste ciocuri de oase, nu există aceste osteofite, atunci nici distrugerea cartilajului din sens opus nu este atât de agresivă, atât de accentuată. Și de aceea este foarte important ca să intervenim din timp, fiindcă încet, încet cartilajul se distruge, dispare și la un moment dat cele două oase se pot suda și atunci apare anchilozarea, nu o să mai avem mișcare în articulația respectivă și deja în foarte multe cazuri, în faza aceasta, singura metodă de a pune în funcțiune articulația respectivă este protezarea șoldului sau a genunchiului. Dar vă spuneam că nu putem să facem acest lucru, de exemplu, la nivelul coloanei vertebrale. De aceea este foarte important să intervenim din timp și să nu lăsăm ca aceste osteofite să distrugă și mai mult cartilajul din sensul opus. Sunt foarte multe persoane care nu acționează imediat, nu fac nimic preventiv și se trezesc cu astfel de afecțiune, cum spuneam, destul de deranjantă, în sensul că nu mai pot duce o viață normală. Și iată că acești oameni abia atunci își dau seama că au o problemă cu adevărat. V-aș întreba, pentru că ajung la medic, pe lângă tratamentul prescris de către medicul specialist, ce ar mai trebui să facă această persoană dacă scapă sau cum ameliorează de fapt, și în primul rând aici vorbim de dureri, de inflamații, da? Pentru a-și putea desfășura normal activitatea. Dacă vorbim de gonartroză, de coxartroză, atunci, normal, și la nivelul coloanei vertebrale, de fapt, sunt anumite metode, fizioterapia, kinetoterapia, care pot ajuta pacienții, dar, cum să vă spun, ajută numai la aceste dureri, la aceste inflamații. Nu intervine asupra articulației. De aceea, noi venim în ajutorul pacienților cu o tabletă care este produsă în Marea Britanie și care conține extracte din plante, vitamine și minerale. Aceste tablete au efect asupra țesutului osos. Cartilajul de refăcut nu se reface. Deci odată distrus nu se reface. Dar aceste tablete au efect asupra țesutului osos, ceea ce înseamnă că aceste osteofite, aceste ciocuri de oase se micșorează,
chiar dispar. Și atunci, acea distrugere de cartilaj despre care vorbeam mai devreme este mult, mult, mult încetinită. Deci, evoluția bolii, de fapt, este încetinită și este foarte important acest lucru, fiindcă și dacă ajungem, de exemplu, la o protezare de șold, nu e tot una că facem acest lucru la 60 de ani sau la 75 de ani. Sunt două lucruri diferite. Plus, trebuie să știm că aceste proteze la un anumit moment, după 10-15 ani, trebuie schimbate, se intervine încă o dată chirurgica și așa mai departe. Deci venim odată cu aceste tablete care conțin vitamine, minerale și extracte din plante, din interior, iar în acești ani de când suntem cu aceste tablete pe piață, am reușit să dezvoltăm cu ajutorul pacienților un gel care conține la rândul lui extracte din plante cu care să intervenim din exterior, să ameliorăm aceste dureri, aceste inflamații pe moment. Deci intervenim din interior cu tabletele pe termen lung și cu acest gel pe care putem aplica la nevoie sau zilnic de 2-3 ori și preventiv și acele persoane poate să folosească care nu au artroză sau nu știu încă, dar au dureri articulare, au acel disconfort în articulații sau după un efort accentuat pe care, după care apar sau poate să apară aceste dureri articulații, poate să folosească, fiindcă acest gel conține, așa cum am spus, extracte din plante, uleiuri din plante și are un efect răcoritor, calmant asupra articulațiilor. Deci, noi venim și punem la dispoziția pacienților o soluție cât se poate de naturală, cu extracte din plante, cu vitamine, cu minerale, ca să ajutăm aceste persoane să prelungească viața articulației pe de o parte, pe de altă parte, modul lor de viață, calitatea lor de viață să fie îmbunătățită ca să putem scădea aceste dureri, aceste inflamații în mod natural. Atenție, acestea nu sunt antiinflamatoare, nici tableta, nici crema. Intervenim în primul rând asupra acestor ciocuri de oase, care dacă se micșorează, atunci nu mai există acea iritare a capsulei articulare, nu mai există acea durere, inflamație și durere și blocaj în mișcarea articulației. Deci cu aceste două produse, dacă folosim împreună, putem ajunge să recâștigăm foarte mult din mobilitatea articulațiilor respective. Înțeleg că se poate apela la remedii naturale, pe lângă tratamentul prescris, iată, de către medicul reumatolog, să spun. Asta înseamnă că ele nu interferează într-un mod negativ. Deci n-au contraindicații. N-au contraindicații, întotdeauna recomandăm administrarea acestor tablete împreună cu medicația pe care îl are pacientul de la medicul specialist. Se poate aplica, se poate folosi sau se pot folosi aceste tratamente și după o intervenție chirurgicală și după protezarea șoldului sau genunchiului, fiindcă dacă am ajuns cu o articulație, cu un genunchi sau cu un șold care să trebuiască să fie protezată, înseamnă că, sau mult mai sigur, și celălalt șold sau celălalt genunchi este afectată, dar încă nu într-o măsură atât de mare și atunci putem să ajutăm și acești pacienți care deja sunt protezați pe o parte să mai prelungim viața acestor articulații, să ținem în funcțiune aceste articulații. În cazul osteoporozei, sunt foarte multe femei după 50 de ani, ajung să facă această afecțiune. Ce ar trebui făcut să o prevină? Osteoporoza este o boală, într-adevăr, care atinge majoritatea femeilor. Trebuie să știm că două din trei femei până la sfârșitul vieții va avea sau va suferi de osteoporoză. În primul rând, osteoporoza putem să spunem că este pe vorba și despre o carență de
vitamina D sau calciu. Putem să spunem că este boala vârstei a treia, fiindcă de obicei apare în jurul menopauzei, de aceea femeile trebuie să fie atente în momentul în care ajung la menopauză sau în jurul menopauzei. Trebuie să facem densiometria osoasă în fiecare an, o dată se face. Deja de la vârsta de 45-50 de ani putem să facem acest lucru și putem folosi aceste tablete care conțin vitamine, minerale și extracte din plante, atât pentru a preveni osteoporoza, cât și pentru a îmbunătăți. Avem rezultate foarte, foarte bune cu pacientele care au osteoporoză după un an când au repetat osteodensiometria și între timp au folosit aceste tablete, deja am avut o îmbunătățire foarte mult la acest index de index DEXA și acesta deja înseamnă că am, nu numai că am oprit evoluția bolii, dar am îmbunătățit reconstrucția osoasă. Domnule doctor, pentru că de foarte mulți ani veniți în întâmpinarea pacienților în astfel de situații, v-aș ruga din cazuistica dumneavoastră, cel puțin în ultimul timp, ce vi s-a întâmplat așa mai nou, ce rezultate au avut și aș vrea să vă mai întreb cât timp ar trebui urmat, să spunem, tratamentul cu un remediu natural. Este pe termen lung, adică care ar fi timpul minim și dacă se adresează și tinerilor, adolescenților. Da, se adresează și tinerilor și adolescenților. Deja putem administra de la vârsta de 14-15 ani, putem administra copiilor, tinerilor, mai ales că aceștia sunt în perioada accentuată de creștere și atunci este binevenită, fiindcă știm că țesutul osos, construcția de fapt a oaselor se face până la vârsta de 20-25 de ani, deci trebuie să întărim oasele la acești copii și acești tineri. Din cazuistica noastră, trebuie să vă spun că avem rezultate foarte, foarte bune atât ceea ce privește artroza, cât și osteoporoza. Și vorbeam de osteoporoza și DEXA. Deci, concret, avem pacientă care avea la șold minus 3, iar după un an a ajuns la minus 1, ceea ce înseamnă că am reușit să îmbunătățim acest index și asta înseamnă că s-a reconstruit țesutul osos într-un mod foarte accentuat, deci deja riscul de o fractură de col femural a scăzut foarte, foarte mult. Aceste tablete, având în vedere că vorbim de boli cronice, trebuie administrate cel puțin 3-4 luni ca să avem un rezultat vizibil și palpabil. Se pot administra și timp mai îndelungat. Avem pacienți care administrează de 10 ani, 12 ani fără întrerupere, fiindcă anumite... Funcție de gravitate a afecțiunii, nu? Da, și anumite boli și afecțiuni nu se pot vindeca, dar se pot ameliora, se pot ține în frâu. Pentru o persoană care are deja afecțiunea și o ține în frâu cu tratamentul, să spunem, medicamentos, cu remedii naturale, dacă dorește să continue cu remediile naturale, poate face acest lucru, mă refer pe termen mai lung, pentru a preveni, să spunem,
alte afecțiuni de genul acesta. Da, că pot apărea la genunchi, dacă are la, nu știu, gleznă și așa mai departe. Corect. Este recomandată administrarea acestor tablete, mai ales dacă există una dintre afecțiuni, indiferent că vorbim de artroză, de osteoporoză sau chiar de anumite boli de circulație sanguină. Este recomandat, se poate administra și preventiv, putem să facem și cure de câte 3 luni, 3 luni cu două tablete, 3 luni pauză. Deci, având în vedere compoziția naturală de vitamine, minerale și extracte din plante, aceste tablete se pot administra timp îndelungat, fără a avea efecte nocive negative asupra organismului. Adică și preventiv, dacă nu ai nimic și știi că ai avut pe cineva în familie sau vrei să te protejezi, să spunem, da? Să previi o astfel de afecțiune, dar și atunci când deja s-a instalat o afecțiune și vrei să-ți iei măsuri, să o țin frâu, să ameliorezi durerile și sâcâia la deranjul pe care ți-l creează boala respectivă. Corect, așa este, deci putem administra fără nicio restricție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru toate precizările care le-ați făcut astăzi și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O zi frumoasă în continuare!